La salvarea petrolului de la retrogradare contribuie și instalația de decivrare. Asta pentru că fotbaliștii antrenați de Schumacher au nevoie de un gazon bun ca să obțină cât mai multe victorii pe arena ilieoană. Iar rolul instalației este acela de a topi gheața, zăpada și de a usca suprafața după o lună și jumătate de hibernare. În acest sezon, petrolul a suferit și din cauza gazonului mocirlos, dar în următoarele 4 luni își joacă soarta și are nevoie de o suprafață bună. Administratorul arenei, Constantin Arsene, recunoaște că gazonul nu mai poate fi ca la început, dar instalația îl readuce la viață. Pornirea instalației de decivrare înseamnă practic readucerea la viață a acestui sistem, acestui ecosistem, ca să spun așa. Deci aducerea la viață după perioada de hibernare. Gazonul trebuie să readucă la viață petrolul. Da, să sperăm că toate coroborate și cu și acțiunile noastre și acțiunile conducerii clubului vor duce la o revigorare și a fotbalului nostru sau a echipei noastre dragi petrolul. Conform specialiștilor, cele mai bune pepiniere de iarbă sunt în Austria. Brazi de noi vor fi aduse numai de acolo și doar pentru înlocuirea completă a gazonului. Schimbarea este preconizată la vară și va costa 200.000 de euro. Până atunci se completează scaunele lipsă și se mai lucrează la instalația de nocturnă. Merită acest efort financiar. Efortul financiar merită pentru că numai așa putem să ridicăm la standardele care au fost. Deci vreau să subliniez acest fapt că stadionul nostru este acreditat la categoria 4, deci echivalentul a 4 stele pe infrastructură europeană și parcă zic eu că este păcat că s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. Arena ilieoană a fost inaugurată în octombrie 2011 și până în acest moment gazonul nu a fost schimbat deloc, în condițiile în care are o garanție de maxim 3 ani.